Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video despre o companie nouă în care am intrat pe 29 octombrie. Compania este legată cu o criptomonetă. Acum o să explic ce fel de criptomonetă, de ce am ales-o. În acest video tot o să explic și în final o să arăt cum facem înregistrarea pe acest proiect și ne va dori. Căci mulți din voi sunteți înscriși pe canalul meu. Multe video sunt legate despre criptomonete, dar aceste video sunt majoritatea cu bonusuri, unde se dau monete gratis. Deoarece unde fac eu investiții, fac mai puține video. Mulți mă întreabă, dar ai câștigat de uneva oriceva, deci și am hotărât să fac un video mai detailat pe proiectele cele unii investesc și să explic de ce investesc. Deci, merge vorba de proiectul First Coin, unde pe 29 am intrat cu 300 de dolari. Și de ce am intrat? Deci este o criptomonetă din top 100. Eu aleg criptomonete să investesc în cele care are sens de investit. Restul sunt foarte multe monete. Restul care nu se califică după un careva criteriu, eu acolo nu fac investiții. Eu doar le adun, dacă se dau gratis și deja le las pe viitor să vedem ce o să iasă din trânsle. Și deci First Coin. Asta e una dintre care eu am investit și cum o să explic de ce am ales-o. Deci dacă intrăm în dashboard, în interior, deci am 18 monete first. Total acum, deci când facem plata, facem plata cu monete, nu cu bani, pe urmă pe site schimbăm. Deci undeva faceți rost de monede, sunt două burse și pe urmă puteți să le trimiteți în portofel în interior și cu dânsul să vă activați. Asta deja în alte video mai detalat, să arăt cum facem noi cumpărarea, cine o să vrea, deci curent pachet, basic, uitați acum care eu sunt. Aici, în interior, când facem înregistrare, este link-ul de referral. Las link-ul să arăt cum facem înregistrare. Deci site-ul în engleză, dar parțial și în rusă. Am făcut eu. Română noi. Deci aici timer când sunt careva promoții. Deci dați să intrăm la coin, machete, cum monetele le-am dat la minat. Deci, mining, acele care am procurat, deci pachetul și le-am dat la minat. De ce le-am dat, atunci o să explic. Așa, pachetul, 18, aici când am intrat în cont și cum le-am dat la mine. Data. Se vede 29 octombrie. Acum. Site-ul principal pentru orice persoană care vrea să ocupe cu criptomonede este coinmarketcap.com. De ce? Aici sunt mai multe statistici. Deci monetele care n-au nimerit aici, ele nu sunt de luat în seamă. Deci aici e elita, așa să-i spunem. Și acum, când ne uităm, eu am ales după parametru cap total, capitalizare. Deci câți bani s-au vrut în moneta dată. Deci cât mai mult bani s-au vrut înseamnă că oamenii care au bani, ei știu în ce să vrei. Deci, ce este cel mai întrebat? Și
și cu perspectiva. Atât știu de Bitcoin în primul loc, a doilea Ethereum. Deci, momentul de cotitură la mine s-a întâmplat când, un an în urmă, eu, Ethereum ăsta, vedeți, după capitalizare, are 29 de miliarde acum. Bitcoin, în prânsul s-a vărut 101 miliarde. Deci, valoarea Bitcoinului total, spun așa, cât e bani costă. Asta subînțelege capitalizarea. Și deci, în an, eu trebuia să investesc într-o companie niște Ethereum. Și când am cumpărat, un an în urmă, tot toamna, era 10 dolari. Și acum uitați-vă cât e Ethereum. E 306. Deci de Bitcoin nu mai spun că el din 2009-2010 era foarte ieftin, de dânsul nu e șansa pierdută. Deci eu am înțeles că am pierdut șansa cu Ethereum. Căci 10 dolari era o monetă și acum dacă eu monetele cele pur și simplu le țineam la mine, mai cumpăram de pildă, că de 10 dolari am cumpărat, era moneta, am cumpărat 20 monete, trebuie undeva să plătesc intrarea. Deci 12 monete, 120 dolari. Acum, dacă eu cele de pildă 12 monete le aveam, deci mulțesc la 300, deci eu aveam vreo 3000 și ceva dolari. Deci, pur și simplu din 120. Deci, în timp de un an, de 30 de ori, banii ca valoare care avea să-i am eu, investind în monete. Deci, asta e gândul, e ideea cheie care vreau să vă dau la tăiască. Se merită de investit anume în criptomonete. Dintre acestea care sunt în top, eu am început să mă gândesc unde să investesc și la momentul actual eu investesc în proiecte care apar noi și care sunt anume cu capitalizarea destul de mare. Deci, în primul rând, eu sunt în Fargo Coin, cu investiții tot în jur de câteva sute dolari. BitConnect sunt, aici încă n-am făcut investiții, că sunt două pachete, între dânsele este de la 100, deci era 100 și ceva dolari și următorul 1000 și ceva. Cel de 100 nu mi-a părut interesant și am lăsat. O să investesc de la acela care de la 1000 și ceva, când am mai mult bani. Deci eu în Bitcoiner sunt tot înregistrat. Acum, alături este First Coin, în care acum am două zile ori am intrat. Deci de ce am intrat? Că aici ea este o anumite nuanțe, fiecare are marketingul lor. First Coin, deci el e 16 dolari, deci monete se poate încă de cumpărat, deci nu e așa de scump. Dar după prognoza companiei, cum să se arătă un tabel, moneta aceasta a apărut în februarie 2017, deci are vreo 6 luni în ea. A început cu 60 de cenți, atunci eu, în vară ce nimeni mi-a spus, dar eu l-am ignorat. Și până la urmă văd că el se dezvoltă și timpul înapoi nu-l poți întoarce, deci asta e ideea. Și trebuie de investit în mai multe locuri, că nu știi care o să fie mai bine. Deci nu trebuie să punem toate ouăle, cum este vorba, într-o ladă, că dacă cade, am pierdut toate investițiile. Deci eu am avut așa vă câteva proiecte unde am învârât prea mult într-un loc și stau bani înghețați. Ca web transfer și mai sunt acolo vă câteva unde stau cu mii înghețați și este ca răspuns și pentru cei care noi apar și se uit la video prezentate de mine și tot nu cred că aici se poate câștiga. Deci ei au puțină experiență. Nu știu analiza corect informația care o primesc și ei vor repede și mult și de nimic să facă bani. Dar nu e așa de simplu, deci așa. Trebuiește de lucrat și cu gratis, dar și trebuie de investit, că fără bani nu faci nimic. Deci, ca să nu le pierzi, trebuie să împarți măcar în trei locuri. Deci este o regulă de aur la investor. Deci banii care aveți, investiți cât e puțin, dacă aveți puțin, dar tot și mai multe locuri. Că dacă într-un loc arde și ați pus tot în locul încredere în proiectul acela, ați pierdut bani. Deci, ideea care și cu bani mici,
treptat poți să te ridici la sume mai mari. Deci cum eu când am început vreo câțiva ani în urmă, deci și nu mă opresc de proiectele acestea care sunt cu monete diferite, grații, oriceva, căci majoritatea care sunt înscris la mine pe canal și se uită la video, ei am vreo 900 de oameni, nu știu cât dintre ei se mai uită la video, majoritatea se tem să investească. Deci cu video, cu bani care unii investesc o rară, când fac și plasesc. Deci ideea cu... De ce am ales mai multe monete, deci, cât ca să înțelesem. Anume din cauza că să fie între cele care mai de top și în care bani se învârtesc mult. Și în același timp să fie posibil de cumpărat monete. Deci, acum, dați să fac niște explicații de ce am ales o monetă dată. Deci, este un grafic care l-am găsit o despre compania First Coin. Deci, ea când s-a pornit, a planificat un plan de dezvoltare, cum va crește moneta, deci. Un plan, așa să spunem, pesimist, căci dacă ne uităm la momentul actual, deci în octombrie, deci ei planificau că o să fie undeva 5-10 dolari prețul la monetă. Deci el acum deja e 16 dolari moneta cu care am cumpărat eu și deja eu au făcut schimbări în alt slider, am văzut că pește un an, decembrie, de pe el de... Deci decembrie 2017 până la începutul 2019 o să fie 100 dolari, dacă el cătare o să fie 200 dolari. Deci ideea care, că eu cum am luat cu 16 dolari, în timp de un an, el undeva minim de 10 ori o să mai crească monetă. Deci eu am investit în First Coin, că aici cumpăr monetă. Și altă idee despre de ce am ales moneta dată. Deci uitați-vă, este un grafic care explică că în CoinMarket sunt peste 1200 de monete. Deci graficul ăsta mi-am arătat eu. Eu am ales monete care anume au trecut de un dolar. Cu toate că sunt unele ce care au apărut noi. Nu de mult, de ele are 0.3, dar majoritatea din top ele sunt deja peste un dolar. Deci ideea care în video Island, că 90% din monete pește 6 luni, un an, dacă ea n-a trecut de un dolar, n-are rost de dânsă de atras atenție de investit. Că e mai departe nu o să crească. Deci puteți să intrați în graficile lor și să le studiați fiecare parte și să vedeți că la majoritatea graficului este deci el crește și pe urmă scade și deja nu mai crește. Deci eu am ales încă și din cauza dată First Coin. Deci că el crește stabil și constant. Deci nu are cum să spunem noi trend în jos acum. Deci el prețul vieț. Început de la cum am spus, de la 60-70 de cenți și el tot crește, nu-i brusc în jos, nu duce în jos, cum la altul. Și când a început oamenii să vadă că ce propune această monetă, a început de aceea cu cășurat să investească tot mai mult și mai mult zile când moneta dată. Deci ea stabil crește. Cu oranjă este prețul în Bitcoin, deci și asta e în dolari, e luat ca reper. Dar știți că și dolarul ba scade, ba crește și bitcoinul foarte brusc, crește și scade. Deci eu mă uitez, mai mult la dolar, că el mai lent, crește și scade. Cum e prețul, deci. Acum, câte ceva despre... deci, eu am aici am explicat, tot e pentru cei care nu pot și nu vor să invite să câștige deci, din bonusul.
anume ideea că dacă aveți ceva bani, merită de investit în criptomonete, unele care eu le-am spus, și peste un an, de pildă, să uitați, de pildă 100, 300, acolo și 500, 1000 dolari, că sunt diferite monete, au diferite posibilități, deci pachete. De ce trebuiește să faci înregistrare și să intrați la companie, deci în afară, de ce, pur și simplu, puteți monetele să cumpărați la bursă. Asta e un moment, dar cumpărând pachete în pe site, deci în companie direct, noi avem așa posibilitate ca să le dăm laminat. Deci eu le-am depus laminat și independent de ce pachet aveți, încă o să zicem unul, să mă pierdă. Sunt multe video și eu am făcut acolo. Prin când video, de ce? Este marketing plan, acum o să spun despre desa. Deci, unde mai că e? Fiecare pachet, independență, deci ele sunt 8 pachete. Dar eu am intrat la Basic, deci de aici, dacă intri în Starter, deci el ai bonusuri din invitații. De pildă, Matching bonus, 10, asta Matching, nu, dar este direct bonus, de pildă cineva din invitații. După link-ul vostru de referal la contract, și-a cumpărat monete pentru un pachet de valoare 100 de dolari. Deci cum se cumpără? Deci cumpărați monete care fac la momentul dat când intrați, spuneți laminat, de pildă 100 de dolari în valoare. Și vă dă pentru asta un procent pe lună. Dar deoarece Starter nu dă procent, eu am luat următor pachet bazic de 300 de dolari. Și puteți împărți 300 la cursul care este acum 16 undeva dolari și 40, deci plus minus acolo, pe altă timp crește pe scale 300 de dolari, împărțim la 16 și aflați după cât e cursul în momentul când vreți să cumpărați 16 întreg și 4 și vedeți câte monete o să aveți, deci la mine sunt 18 și 27, vedeți plus minus acolo. Acum o să luați pachet mai mare, o să luați mai multe monete în momentul acela, deci eu am luat bazic, anume el îmi permite să dau monetele laminat și să-mi aducă procent pe lună. Procentul care vine, tot vine în monete, deci tot e în monete. Deci prin ce combinabil monete, că monetele, dacă se întâmplă ceva cu dolar sau cu altă valută, monetele le am și le schimb eu la curs acela când o să vreau și unde să vreau. Deci eu le scot și pe urmă, deci asta pachet când le dai laminat, se dă pe jumătate de an. Câte, spuneți 6 luni. Din moment când le-am dat eu, monetele pot să le ridic. Peste 6 luni el o să fie, nu 16, dar pot să fie 50-100 dolari. Acele 18 monete de pe care eu le-am acum. Deci, care idee? De ce am investit în moneta asta? De pildă, dacă el de la 16 ani care este, eu le țin un an și el o să fie moneta 200, deci mutăm la 200 de dolari. Și eu am în jur de 3600, 3000, 4000, cum o să fie cursul undeva pește un an. Eu n-am de gând un an să le folosesc. Cum am pățit-o cu Ethereum?
Deci, n-am luat monede la timp. Acum, de pildă, să iei bitcoin, trebuie mulți bani ca să vrem bitcoinul. Deja prea e scump de investit în dânsul. Cu toate și cealaltă o să crească. Dar câteva monede de astea adăugătorul, cum am spus, vă trei puteți să vă orientați, nu trebuie să investiți numai în una. Deci eu știu că sunt mulți care lucrează cu Bitcoin. Sunt care promovează First Coin, am văzut în România mult. Este foarte bun și Fargo, deci o să fac cândva alt video. De ce și Fargo trebuie de luat? Fiecare monedă are plusurile lui. Deci, cum am spus, este un an, moneda tot timpul o să crească, cel puțin asta care le-am ales, el mai mult, mai încet, dar o să crească. Deci, peste un an, sigur, el o să crească. Deci, eu am investit în monedă. Acum, aici avem altă vedere. Aici ne apă. Vedeți, în dependență de ce pachet avem. Deci, eu am luat basic, căci la cel de 100 starter nu putem să câștigăm dacă luăm starter acele lante bonusuri care se poate de câștigat. Dar dacă e doar simplu de investit, un om care vrea să pui banii la păstrare. Deci nu e chiar convenabil starter. Mai convenabil bazic, îl dai la procente și tu careva sens site dacă folosești monedele noastre, el îmi dă 2% pe lună. Cât mai mare pachet, cu atât mai mult pe lună el. De slide-ul nu chiar bun aici, dar de la 2 până la 8%, independent și pachet. Și deci plusul care este că în orice moment se poate făcut upgrade. Deci, de pildă, o lună. Și trecut mi s-au dat 2%. Dar, de pildă, peste o lună, eu mai am încă 300 dolari. Eu, diferența între 600, deci mă trebuie să 300, mai dau 300 la ăsta și trec la pachetul network. Și deja o să primesc următoarele 5 luni, eu 6 luni le-am pus la minar. Încă mai mult deja pe 1%. Și așa, deci treptat se poate ridicat la diferit. Deci eu, invitând oameni, clar pot să fac mult mai mulți bani decât cei care nu pot invita. Deci, pentru cei care vor să investească, pur și simplu, deci vă uitați și vă orientați la procentul acesta de pildă. De business, 1.200 dolari, vă orientați câte monede vă trebuiesc. Cumpărați la bursă, să arăt în alte video cum facem asta. Sau de la cineva care este în interior, vă dă monede, voi dați bani, nu cash, și așa se poate. Și eu așa am făcut. Eu vă dă monede cât vă trebuie și vă activați. Le depuneți la minat și peste 6 luni aveți și monedele cele care le-ați cumpărat în momentul acela. De pildă, eu acum am cumpărat cu 16. Peste jumătate de an, de pildă, 50-100 dolari moneta. Cât am cumpărat și încă și procentele care de supra s-au mai adăugat tot în monede. Nu vin procentele în dolari. Asta tot e un plus. Deci asta e un moment. Acum, ce mai vreau să spun eu? Aici sunt niște calcule, dar nu chiar bun slide-ul. O să fac eu alt video mai târziu, dar acum ca să vă apucați de treabă, că timpul trece și cine vrea să investească, deci sub acest video va fi linkul meu de referral. Da, și despre care bonusuri mai sunt, am putut să mai spun.
care vraș poate invita. Deci sunt diferiți oameni. Unii din noi, deci poate să facă banii aceia pentru a crește de la un pachet la alt, pentru a face upgradare, câștigând din bonusuri. Sunt patru feluri de bonusuri, deci este bonusul direct, de pildă. Dintre acela care noi l-am invitat și el dacă a cumpărat de pildă, este un pachetul network de $600, voi aveți 10%, deci $60. Amuia din Binar, tot se poate câștiga bonus 5 la pachetul starter, deci pentru început starter tot merge dacă știți a invita. Deci nu aveți prea mult bani, dar puteți invita, ați intrat cu $100, ați invitat câteva persoane care nu pot invita, dar vor să investească, ați adunat niște bani diferență, ați pus și ați făcut upgradare și v-ați mărit venitul care puteți să-l faci, treceți mai multe comisioane să aveți, mai multe bonusuri activate. Deci ce înseamnă? Deci deja aveți bonus sau direct comision, se dă numai la primele 3 pachete. 10%. Deja când sunteți la business, nu se mai dă acest. Dar în schimb, sunt binare, sunt altele care s-au activat. A doilea bonus este binar. Noi, dacă cu binarul, ce sunt în unul moment? Cine nu știe ce înseamnă binar? Binar când noi avem plasarea sub noi în picioare. Deci nu matrice, dar numai picioare. Deci noi trebuie să dezvoltăm două picioare. Să avem oameni și într-o parte și în alta. Dacă avem un sponsor puternic de la care vin oameni spillover, atunci voi vă dezvoltați numai piciorul vostru. Atunci e mai ușor dezvoltat binarul. Deci asta tot e un plus care vă recomand să vă înregistrați sub link-ul meu. Înregistrarea când o faci nu trebuie deodată să plătiți. Pur și simplu faceți înregistrarea. Vă uitați ce se întâmplă cu situația sub voi. Dacă se dezvoltă bine și aveți mulți oameni care o vorbesc, o să vedeți că o să aveți puncte care se adună. Și deja o să începeți să faceți piciorul vostru. Îndeplinim condiția pentru bonusul binar. Care este condiția? Deci trebuie să avem 3 persoane direct invitați care s-au activat, de contrat cu careva pachet și puțin starter. Deci trebuie să fie într-un picior 1 și 2 în altul. Deja cum vreți singurii organizați, ori în stângă, ori în dreapta. Dar trebuie să fie într-o parte 2. Dar în cazul dat când piciorul acesta care vine de la sponsor, ca exemplu ora acesta, cum o să vă uitați, în interior la fiecare poate fi diferit plasare. Deci unul de pildă care merge în... De pildă ca exemplu situație. Piciorul sponsorului este stânga. Și toți oameni vin în coace, nimeresc mulți oameni. Atunci persoana care s-a nimerit aici, piciorul lui de deja e dreapta. El trebuie să dezvolte dreapta. Acum, în cazul când piciorul sponsorului este dreapta. Deci toți oameni merg la dreapta, la dreapta din, din partea voastră. Și persoana de pildă, dacă sunt înregistrați sau ferici, de-amă lui trebuie piciorul lui ca să-l dezvolte. Să primește stânga să-l dezvolte. Deci vă uitați fiecare după situație. Unde și cum nimeriți. Vedeți care. Dacă de pildă sunteți direcția mea, puteți să mă contactați pe Skype și să aflați, nu știu, sau să înscriți verificarea, să știți care picior este. Dacă de-abia ați intrat și vreți să faceți, să dezvoltați activ picioarele, înscriți și vă spun unde și cum este piciorul meu de pildă, sponsorul și care trebuie să-l dezvoltați personal. Deci, în dependență de după ce v-ați calificat, de pildă aveți deja 3 oameni activi care au luat cel puțin măcar pachetul de 100 și sau mai mult. Deja, în dependență de ce pachet aveți singur, primiți bonus. Deci dacă sunteți la starter, cel de 100, o să aveți 5% din valoarea punctelor care s-au acumulat în piciorul mai mic. Deci cum se iei aici? 1 la 2. Dacă aveți aici de pildă 200 de puncte și aici aveți 100, deci pentru 100 de puncte se dă 5%. Deci nu se iei din picior mai mare, din picior mai mic. Deci unii valoare mai mică, nu picior mai mare sau
Deci, când să nu vă pierdeți, vă uitați un tip de 10.000 de puncte, aici aveți doar 200. Să nu credeți că din cealaltă cu unde aveți 10.000 de puncte o să primiți 5%. Deci, din aceea unde aveți mai puțin. Așa lucrează binar. Acum, ce bonus mai este aici? Sunt 4 bonusuri. Deci este un bonus. Match bonus. Ca să te califici la dânsul trebuie să ai... deci el îți plătește în 5 nivele, dar pentru fiecare nivel trebuie să fie o anumită calificare, trebuie să ai o anumită cantitate de oameni care au cumpărat cel puțin pachet cu el e de 10.000 dolari, îmi pare. Acuși vedem. Da, el e 10.000 dolari. Deci trebuie să aveți în echipă cel puțin 3 oameni cu 10.000 care au cumpărat, ori investor, ori ești tu. Deci singur puteți să fiți la network de pe ele, deschid de la network. Dar aveți 3 oameni care au intrat și au luat 10 și au investit. Atunci aveți 5% matching bonus este. Și 5% din bonus ăsta. Deci... asta încă mai înseamnă promoții, când se face promoții, 5% din promoții. Eu cred că asta, deci el este și aici, și aici și duce în eroare. Deci, mai degrabă așa eu cred că e. Cum să ajungi la pachetul Network, se deschide accesul la promoții. Ca să participați la diferite promoții. Ce fel de promoții și sunt undeva am văzut. Deci uitați promoții. Când aveți acumulat, eu știu, un volum 200.000 de monede, primiți bilet la avion de la companie de 500 de dolari. 50.000 un calculator MacBook, iMac calculator, pe urmă o odihnă 5 zile când aveți așa volum de monede. Pe 18 zile odihnă un BMW, un Mercedes, Benz și așa mai departe. Deci sunt promoții bune. Deci, acum dați trecem la cum facem verifica asta, înregistrare. Sub acest video este link-ul de referral pe care, dacă apăsați, se deschide, da, trebuie să ies. Se deschide așa ceva, deci pagina registru. Și deja aici îndepliniți datele. Login-ul, e-mail-ul, repetați e-mail-ul, parola. Deci așa sunt condiții, ce fel de parolă? Parola trebuie să fie numai puțin de 6 caractere. Tipărit litere mari, litere mici, cifre, punctuație. Și deci, mai departe, repetați parola. Aici cine v-a invitat, trebuie să fie cineva cine v-a invitat. Pe urmă aici bufați în 3 locuri. Mai jos bufați și aici că nu sunteți robot. Apoi pe de a crea account și vă creați account. După aceea deja intrați cu datele care le aveți prin login, unde indicați
Username. Карел ловец. Индикат лан регистрирующий пароль. Смотри так. Умница оставим. Как нас интересует робот. Ши лоджем. А ты? Deja interiorul acolo cu monedele cu asta, cred că o să fac alt video, deja video este prea lung, dar l-am făcut ca să fie un, cum să-i spun eu, cu ideea de ce eu am ales First Coin, de ce reguli sau de care momente eu m-am orientat. Și posibil că asta va fi foarte de ajutor și pentru voi să faceți aceeași alegeri. Deci nu e nimic aici mare secret, dar de investit trebuie, căci dacă nu investești, cred că o să fie situația că o să fim și mai dependenți de banii cei care avem. Am în vedere... Merge spre ceea că tot mai puțin banii o să învârtească în zona statului, adică dolari, euro și mai departe. Toți încep a investi în criptomonete, că criptomonetele se poate ascuns de dus și de ținut în ascuns de stat. Știți, și voi trebuie treptat, că toleac, să vă gândiți la momentul ăsta că trebuie să fie undeva rezerve monete și nu într-un loc. Dar mai mult, cum am spus eu, din ce cauză. Căci deja de lucrat în proiecte, unii lucrăm la procente, multe proiecte se închid de acestea și e foarte riscant, chiar cât de frumoasă istoria n-ar fi, mai mult de 2 ani astfel proiecte nu țin. Și sunt proiecte care foarte interesante, dar până când nu știu dacă ele se mai deschide sau deschide, ca cum este OneCoin. Ideea interesantă, dar ea până când dacă nu la bursă, deci până ce ești deschidă care au, știu, banii acolo investiți, vă recomand o parte și aici să investiți, ca idee. Nu, cam asta a fost tot ce am vrut să spun, numai bine.